Candidații la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat mai trec și mâine prin emoții, la proba de evaluare a competențelor digitale, în timp ce evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este programată și mâine și vineri. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevăzută pentru sâmbătă aceasta, 1 septembrie, până la ora 12. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile între orele 12 și 16. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 6 septembrie. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și să obțină media 6, cel puțin, la probele scrise. Vă reamintim că un număr de 45.052 de candidați s-au înscris pentru a participa la sesiunea a doua a bacalaureatului în acest an.